Bună, eu sunt Andreea și bine ați venit sau revenit pe canalul meu. Astăzi filmăm un unboxing al campaniei 6 de la Avon. Așa arată catalogul. Din păcate nu vă pot spune sau nu vă pot face trimitere către răsfoire, pentru că știți că nu mai fac răsfoiri pe o perioadă determinată. Aici în colț o vedeți pe Gina, acum se scarpină și zguduie clopoțelul. O să vedeți în cadru, pentru că avem ușa deschisă și ea intră în cameră. Eu o să desfac cutiile și vedem ce este în interior. Bun, vă spuneam în unboxing-ul trecut, cred că am menționat faptul ăsta, la 25 de produse achiziționate din selecția dată de ei, primeai o pătură de plajă slash picnic. Așa arată ea, atunci nu a venit. Hai să o și desfac să vedem. Bine, nu prea am cum să o desfac în sine, dar vă voi spune cum este materialul și lucruri de genul acesta. Vine așa cu mâner. O să fie potrivită pentru diferite expediții și ea se prinde practic cu scaiete, iar pe spate are un material de acesta pe care teoretic nu se murdărește, se poate șterge ca să o poți strânge repede la loc. Zic eu și cred eu că este impermeabil, dacă mi-aduc bine aminte. Are un imprimeu super drăguț, așa cu PPN, și cred că o să o vedeți în fotografii pe Instagram. Asta a fost în cealaltă cutie și au mai fost și mostrele astea pe care practic am greșit. Am dat din greșeală două comenzi în loc să dau una singură și practic plătesc taxa de livrare de două ori, dar e greșeala mea, așa că nu am ce să comentez. O clientă a vrut să testeze câteva fonduri de ten, așa că i-am plasat eu o comandă de vreo două de la Avon True, restul de la Power Stay. Își dorea niște nuanțe mai închise, uite, o să le apropii așa ca să puteți să vedeți. Își dorea niște nuanțe mai închise, eu am căutat cât mai închise să le pun aici și să le poată testa să-și ia fondul de ten în format maxi. Am facturile și aici am niște produse. Comanda în sine este una din punct de vedere al valorii de comandă foarte mare, dar așa, sau foarte mare, măricică, adică undeva la vreo 300 de lei, dar așa ca și produse par destul de puține. Și să începem. Mai am un Aspir Men, o apă de toaletă bărbătească, cred că așa se vede mai bine. O mai auziți pe Gina pe fundal, face tot felul de prostii. Am o mască de la Clear Skin, de aceea tip, cum sunt acelea negre și care se extrag, așa este aceasta albastră. Să știți că asta este foarte bună, chiar scoate așa punctele negre și cel puțin mie mi-a plăcut chiar foarte mult în momentul în care am testat-o. Mai departe am un spray deodorant de la Little Black Dress, ăsta are 75 de mililitri, da. Un gel de duș Senses 2-in-1 for men cu cactus. Am și un rolon Little Black Dress la 50 de mililitri. Aici am niște creioane, 3 de la Power Stay și, nu, 3 de la Avon True și unul de la Power Stay. Așa arată. 3 sunt, astea 3 de la Avon True sunt Aqua Sparkle, Brown Sugar și Cosmic Brown. Nu știu, cred că așa. Văd că nu vrea să pună focus. Ah, ok, am reușit. Și ăsta de la Power Stay este nuanța Carbon Black. Cred că se văd acum. Ah, uite, mai era unul. Tot de la Power Stay. În nuanța Intense Brown. Mai am un ruj de la Color Trend, în nuanța, nu e ruj, scuze, este un concealer. Scuze,
Nuanța Fair. Îmi dau seama când am citit nuanța că nu este ruj. O mască de la Enyu, Radiance Maximum Gold Mask. După cum spune și numele, este masca aceea aurie peel off. Și un șampon de la Advanced Techniques, acesta anti-dandruff, anti-mătreață, am scăpat cuvântul, la 700 de mililitri. Bun. În comanda asta nu am plasat comandă de cataloge pentru că am plasat în comanda anterioară și aveam suficiente. O să mai vedeți cel puțin o comandă pe această campanie, pe campania 6 și sper eu ca pentru catalogul campaniei 8 să avem și răsfoirea, adică nu luna viitoare pentru iulie, pentru luna august sper eu să avem și răsfoire. Bun, gata, asta a fost unboxing-ul, sper că v-a plăcut, dacă da, nu uitați să lăsați un like, comentarii și subscribe, dacă sunteți pentru prima dată aici sau acesta este primul videoclip pe care îl vedeți, sper că v-a plăcut, dacă da, eu am fost Andreea și până data viitoare v-am pupat!